Bine v-am găsit și un salut! Vă iubesc, vă ador, vă pup! Bine ați revenit la Povești cu Clownela. Astăzi mai avem o poveste scrisă de Elsa Beskow. Noi am mai citit din seria poveștilor scrisă de această doamnă talentată născută în anul 1874, o scriitoare și ilustratoare suedeză. Noi am mai citit împreună și Copiii Pădurii, la fel și Oul Soarelui. Iar astăzi avem în meniu, de ce am zis meniu? Pentru că mergem să culegem împreună afine și merișoare. Iar povestea de astăzi se numește Aventurile lui Peter în țara afinelor. E vorba de editura Cartea Copiilor, iar cartea am găsit-o ghicit unde? Da, la Cartego. Acolo veți găsi și voi foarte multe titluri de cărți frumoase, deosebite, apropo, pe care nu le găsești în altă librărie. Iar ceea ce ține de editura Cartea Copiilor, găsiți practic exclusiv doar la Cartego. Cele mai multe titluri le găsiți la Cartego. Gata! Sunteți pregătiți? Foarte bine! Mergem împreună să culegem afine! Mergem împreună cu băiețelul Peter. Haideți să ne așezăm comod. Într-o zi, un băiețel pe nume Peter a pornit la drum prin pădurea fermecată. Avea două coșuri în care voia să adune afine și merișoare pe care să îi le aducă în dar mamei sale de ziua ei. Oare am să găsesc ceva? Se gândi băiețelul. Unde s-or fi ascuns afinele și merișoarele? Se întreba Peter. Să vă arăt și băiețelul nostru Peter. Aici Peter cu cele două coșulețe merge în pădure să culeagă afine și merișoare. A căutat ce a căutat, în lung și în lat, dar bietul băiat n-a găsit nici o boabă. Până la urmă s-a trântit istovit pe o buturugă. Dar în clipa următoare, ceva l-a atins ușor pe picior. Era un pitic cu o barbă de un cot. Nu plânge, Peter. Te întreb cine sunt? Sunt un spirituș al pădurii. Dar nu oricare, ci însuși regele afinelor. Afinele scoapt, dulci și zemoase. Te așteaptă să le culegi? Ia-mă de mână, dragul meu băiat, și hai cu mine, a zis piticul. Să vă arăt și vouă. Aici Peter pe o buturugă și piticul, dar nu unul oarecare, ci tocmai regele afinelor. Spiridușul l-a atins ușor pe Peter cu toiagul. Într-o clipă, băiatul s-a prefăcut și el într-un spiriduș. În jur, pădurea a devenit dintr-o dată, ghiciți cum, uriașă, corect. Florile se legănau undeva sus, sus, iar smocurile de iarbă erau acum adevărate tufișuri din care băiatul abia se zărea. Și cum am să mai duc coșurile acum? S-a întrebat Peter. Oh, nicio grijă, a spus regele afinelor și a fluierat de vreo două ori. Îndată s-au ivit două veverițe care au luat coșurile în spate și țupa țup au plecat înainte pe cărare. Să vă arăt și vouă veverițele. Aici Peter și cu spiridușul, îi vedeți, sunt acum de aceeași mărime, așa, și veverițele cu coșurile în spate. Ce-o fi mai departe? Peter și spiridușul s-au luat după ele. Pădurea era de nerecunoscut pentru Peter, chiar arăta ca un tărâm fermecat. Ferigile cu ramuri groase care se unduiau deasupra erau acum pentru băiat copaci înalți până la cer, iar un păianjen, apărut dintre frunzele uscate de pe cărare,
îi păru de-a dreptul uriaș. Băiatul s-a oprit speriat, dar pe Iangenul i-a salutat politicos și le-a făcut loc să treacă mai departe. Îi vedeți? N-a trecut mult și au ajuns într-o parte unde pădurea era foarte deasă. Și regele afinelor a zis: fii binevenit în împărăția mea! Wow! Merele de pe aici sunt albastre? S-a mirat Peter. N-am mai văzut așa ceva, a zis Peter, dar știți de ce? Ia uitați-vă! Vedeți merele albastre la care se referea Peter? De ce le-a spus mere? Pentru că el acum este un pitic și tot ceea ce era micuț cândva, acum pentru el este mare. Și cum credeți, astea sunt mere? Hai să vedem! Acestea nu sunt mere, dragă băiete, a râs spiridușul. Ia uite-te mai culoarea minte, i-a spus spiridușul. Peter a făcut întocmai și tare s-a mai minunat. Nu erau mere, dar ce erau? Afine, corect! Ei, dar uite că am ajuns și la coliba mea, a spus spiridușul. Flăcăii mei, a strigat el apoi. Veniți la mine, dragii mei! Toți șapte, veniți chiar acum la mine! Și în fața lui Peter s-au înfățișat șapte, vă imaginați? Șapte băieți de afine, care l-au salutat cu câte o plecăciune. Tare mândru sunt de ei, a spus fericit regele afinelor. Dar acum, Peter, să culegem afinele pentru care ai bătut atâta drum azi prin pădurea noastră. Feciorii mei, știu că sunteți iuți! Hai să-i dăm băiatului o mână de ajutor, a spus regele afinelor. Ia să vedem, puteți număra? Hai să numărăm împreună câți băieți de afine avem în imagine. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hai să numărăm încă o dată. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bravo, am numărat corect. 7 băieți de afine. Zis și făcut. Băieții de afine s-au cățărat într-o clipă în tufele de afine și au început să adune boabă cu boabă. Un coș s-a umplut imediat. Peter abia a avut răgaz să guste doar câteva afine în timp ce coșul era deja plin. Cules de cine? De cine? De băieții de afine, corect. Am isprăvit! Au strigat băieții de afine. Acum, Peter, hai cu noi la joacă! La joacă? Lui Peter nu trebuia să-i spui de două ori. I-a urmat bucuros. Așa. Afine au cules, acum e timpul de joacă. Oare cum se joacă băieții de afine? Să ne jucăm și noi împreună cu ei. S-au urcat într-o barcă încropită din scoarță de copac, cu o frunză de arțar ca pânze, și au pornit domol pe iazul din inima pădurii. Asta da, aventură, s-a gândit Peter. Dar dintr-o dată, Peter și-a amintit că voia să-i dăruiască mamei și... Cum a spus el? Că merge să culeagă, avea două coșuri, corect? Un coș pentru afine și cel de-al doilea coș pentru... Pentru merișoare, corect. Atunci Peter a întrebat: oare unde găsesc merișoare? Pe aici e prea multă umbră, nu zăresc niciun copăcel înflorit. N-ai grijă, Peter, au spus băieții de afine. Ajungem curând la mama merișor și ai să primești câte vrei. Ia uitați-vă barca lor. Din scoarță de copac și o frunză de arțar în loc de pânză. Hai să vedem cum arată mama merișor.
Când au ajuns la mal, au mers până au dat de o poiană în mijlocul căreia se afla o căsuță primitoare. În fața căsuței îi aștepta zâmbitoare mama Merișor împreună cu fetele ei. Toată ziua, harnicele de ele adunaseră merișoare cu gândul să le fiarbă în mierea cea mai înmiresmat. E nemaipomenit de bună dulceața de merișoare. Acum haideți să numărăm câte fete are mama Merișor. Numărăm împreună? Haideți! De la cea micuță la cea mare, da? Împreună și 1, 2, 3, 4 și 5. Corect! 5 fete Merișor. Merișoare, câte îți dorește inima, băiete? A spus cu blândețe mama Merișor. Dragile mele, le-a rugat ea apoi pe fete, adunați cu mâinile voastre harnice boabe numai din cele roșii și bine coapte. Lăsați-le pe cele verzi și băgați de seamă să nu se amestece și crenguțe sau spini printre boabe. Aici fetele culeg merișoarele. Bine de lucrat lucrează, să vedem ce fac după asta, da? Al doilea coș s-a umplut și el foarte repede. Mai să dea pe din afară. Gata și trebușoara asta. Acum el are câte coșuri pline? 2. Unul cu afine și cel de-al doilea cu... Cu ce? Scrieți la comentarii. Cu ce a umplut cel de-al doilea coș? Băieții de afine s-au luat de mână cu fetele Merișor și au plecat împreună cu Peter, cântând și dansând din nou la joacă. Nu-i grozav să te dai într-un leagăn făcut din pânză de păianjen? Sigur că e grozav. Vedeți aici? Peter, pentru că este acum foarte mic, adică e de mărimea unui spiriduș, încape să se dea în leagănul făcut dintr-o... Din ce? Dintr-o pânză de păianjen. Dar ce s-a auzit? Un clopoțel? Au alergat într-un suflet toți la mama Merișor. Dulceața era gata. Ce bun! Peter nu mai mâncase niciodată o asemenea bunătate. Mai că îi venea să nu se mai oprească. Dar a reușit să spună până la urmă. A fost tare gustoasă dulceața aceasta. Am să mai vin și altă dată pe aici. Dar acum e vremea să plec spre casă. Vă mulțumesc și rămas bun, rămas bun fetelor Merișor. Rămas bun mamă Merișor. Hai să vedem. Aici ei toți împreună stau grămăjoară și savurează din dulceața de Merișor. Împreună cu băieții de afine, Peter a pornit înapoi spre coliba unde îi aștepta regele afinel. Hai băieți, hopa sus, urcați repejor coșurile în căruță și duceți-l pe Peter spre casă. Dar mai stai, Peter, l-au rugat băieții de afine. Mai avem vreme de joacă. Ba seara e aici și noaptea-i colea, a spus regele afinelor. Lăsați-l pe băiat să plece. Buna lui mamă are să-și facă griji dacă Peter zăbovește până târziu prin pădurea noastră. Peter și-a luat rămas bun și a plecat spre casă cu cele două coșuri pline ochi, cu afine și cu merișoare. Și aici Peter împreună cu băieții în căruță se duc spre casă. A lăsat în urmă cunoftat tărâmul tainic al spiridușilor și nu se știe cum s-a trezit din nou pe buturuga din pădure. O, grozav vis am avut, și-a zis atunci Peter. Bine ar fi fost să ajung cu adevărat în țara afinelor și la mama Merișor, dar și aici a dat cu ochii de cele două coșuri. N-a fost vis! N-a fost vis!
s-a bucurat Peter. A luat coșurile pline și a pornit zburdând vesel spre casă, cu gândul la misterioasa aventură de care avusese parte tocmai acum. Ia uitați-vă! Peter stă pe bătrugă și cele două coșuri, pline ochi cu afine și cu merișoare, și prin colțuri, ia uitați-vă atent, sunt câteva detalii. Regele afinelor, băiețelul de afine, o fetiță merișor și aici un șobolan. Dacă ați observat, atunci când căruța s-a pornit, nu avea cai, dar avea ce? Doi șobolani. Iată toate detaliile. Dragă copile, nu crezi că a fost adevărat? Nu crezi că există țara afinelor? Uite aici coșurile pline dăruite de Peter, mamei sale, împodobite cu flori de câmp și însoțite de o felicitare pe care a scris-o cu mâna lui. Mama lui Peter s-a bucurat din toată inima, cum numai mamele sunt în stare. Aici surpriza făcută de Peter pentru mama lui. Coșurile pline cu afine și merișoare, florile de câmp și o felicitare. Cu drag de la Peter! Asta a fost povestea și aventura lui Peter în țara afinelor. Ia să-mi spuneți, vouă vă plac afinele? Sau pomușoarele de pădure sau oricare alte pomușoare? Care sunt pomușoarele voastre preferate? Îmi scrieți la comentarii! Mie îmi place să mănânc și zmeură, și coacăză, și afine, și mure. Toate pomușoarele îmi plac. Dar vouă, vă plac copii? Mâncați pomușoare? Să știți că au foarte multe vitamine, iar aceste vitamine ne dau foarte multă energie și ne ajută ca noi să creștem mari, mari și deștepți. Eu, cu mare, mare drag de voi, vă transmit multe, multe inimioare și mulți, mulți, mulți pupici și multe, multe îmbrățișeri. Iar dacă v-a plăcut povestea și vă place alături de mine, vă plac poveștile pe care eu le citesc, abonați-vă la canalul nostru YouTube, puneți like la această postare și distribuiți și prietenilor voștri. Eu cu mare drag de voi vă transmit pupici și vă spun până la o nouă poveste. Pa, pa! Bine v-am găsit și un salut! Vă iubesc, vă ador, vă pup! Mua! Bine ați revenit la povești cu Clownela! Adică cu mine! Povestea de astăzi e un pic înfricoșătoare, dar nu foarte tare. De la început, sau bine, deloc. E vorba de o pisicuță pe care noaptea, câteodată, o vizitează un monstruleț. Secretul monstrului. E vorba de cărțile Otiliei, povești vindicătoare. E o carte pentru toată familia. Și de ce anume pentru toată familia? Pentru că este o soluție pentru copiii care se tem de bau-bau sau monstruleți atunci când se stinge lumina. Cum să vorbiți cu ei și ce mesaje să le transmiteți. Așa că mama, tata, bunica, bunelul, haideți să ne dăm mai aproape și să ascultăm împreună această poveste, Secretul Monstrului, carte pe care am găsit-o pe rafturile librăriei Cartego. Așa, și eu zic că sunt gata să vă citesc. Eu deja am citit-o, dar vreau să vă citesc și vouă. Hai. Secretul Monstrului. O poveste cu povețe, trei pisici și o surpriză. Seara se lasă pe nesimțite peste oraș. Forfota de pe străzi a contenit. Gălăgia veselă din parcuri s-a stins, iar lumea se grăbește spre casă. Soarele, după ce a scânteiat voios toată ziua, s-a retras tiptil-tiptil la culcare. În vreme ce prin case, luminile au început să se aprindă una câte una.
din apartamentul de la etajul 3 al familiei Pisicescu, unde cina e aproape gata, vine un miros îmbietor de plăcintă cu mere, pregătită după faimoasa rețetă a bunicii Ortansa. Haideți să vă arăt și imaginile. Așa, aici orașul peste care se lasă seara, iar soarele s-a dus la culcare. Jojo, e gata masa, îi spuse mama fiului său, ridicându-se de la calculator. Nu uita să te speli pe mâini, îi aminti tata, scoțând plăcinta aburindă din cuptor. Jojo e un băiat vesel și inteligent, cam de vârsta ta. Jojo merge la școala numărul 12. Îi plac trenurile, geografia și cărțile cu ilustrații. Și a făcut obiceiul ca în fiecare seară, înainte de culcare, să citească o poveste, ca să viseze colorat, spune el. Așa. Aici familia Pisicescu, tata, după cum vedeți, la bucătărie, mama lucrează la laptop, iar Jojo ce face? Se joacă. Cu toate astea, de câteva seri încoace, Jojo pare că a uitat de poveste. Ba mai mult, refuză cu îndârjire să meargă la culcare. Nici în seara asta lucrurile nu stăteau altfel. Nu mă culc, rosti el cu hotărâre, văzându-o pe mama aducându-i pijamalele cu motanul încălțat, unul dintre eroii lui preferați. Jojo, e târziu, spală-te pe dinți și pe urmă citim împreună din Cartea Junglei, încercă tata să îl înduplece. Nu mă culc! Nu mă culc la mine în cameră și gata! Stau aici până mâine! De ce, Jojo? Întrebară mama și tata într-un glas, simțind că fiul lor are cu siguranță un motiv întemeiat să fie atât de îndărătnic. Îl vedeți aici pe Jojo, hotărât să nu meargă la culcare. În camera mea? În camera mea e un monstru mare și urât, care mă pândește, izbucni Jojo. Stă cocoțat pe lampă și cum se stinge lumina, cum începe să mă amenințe că o să mă mănânce. Așa că eu nu mă mai culc. Jojo, nu-i niciun monstru la tine în cameră. Pe cuvânt, repetară mama și tata pentru a 10-a oară. Ba nu! Uite-l acolo, îl vezi? Zise Jojo arătând spre lampă, unde privirile lui înspăimântate deslușeau un dita mai monstrul de culoare verzuie, frecându-și fericit labele nemaipomenit de mari. Ha-ha-ha! Ha-ha-ha! Degeaba, puștule! Oamenii mari nu mă văd, doar copiii mă văd! Așa că pot să-i bag în sperieți pe cei mici fără să mă oprească nimeni. Țipă Jojo și se repezi în brațele lui tata. Aici cine e? Monstrulețul de culoare verzuie, care stă cocoțat pe lampă. Cum scena asta începea să se repete seară de seară, văzând că nu-i chip să scoată la capăt cu Jojo, părinții se hotărâră să-i ceară sfatul doctorului, atenție, Septimius Severus Abanos, ruda lor mai îndepărtată. Adică familia Pisicescu sunt pisici, iar rudă mai îndepărtată, cine mai face parte din clasa pisicilor? Leul, tigrul, jaguarul și mai e cineva. Aflați acum! Și ce anume îl sperie pe Jojo? Ceru amănunte doctorul Abanos, după ce trecu într-un registru vârsta, înălțimea și greutatea pacientului, adică a lui Jojo. Un monstru mare! Noi știm că nu există, dar e normal? Se îngrijoră mama. Făcu doctorul gânditor. Să știți că pentru Jojo, monstrul acela chiar există de adevăratelea. Mulți copii, dar și mulți oameni mari, se tem la această seară de asemenea creaturi ciudate. Eu cunosc însă remediul. O să vă prescriu o rețetă și o să vă rog să faceți întocmai ce vă sfătuiesc eu.
a spus doctorul. Iată și ruda îndepărtată a domnilor Pisicescu. E vorba de o panteră. După ce ieșiră din cabinetul doctorului, mama și tatăl lui Jojo se apucară să citească rețeta și se uitară mirați unul la altul, întrebându-se dacă să o respecte sau nu. Și pe bună dreptate, rețeta scrisă cu cerneală roz, exact ca ochelarii doctorului Abanos, era cum nu se poate mai curioasă. Foarte ciudat, zise tatăl, clătinând neîncrezător din cap. Chiar așa, fu de acord mama. Se hotărâre totuși să o urmeze, fiindcă în mod sigur lui Jojo aveau să-i placă cele prescrise de doctorul Abanos. Aici mama și tata, după vizita pe care au făcut-o la nenea doctor. În aceeași seară, când Jojo le spuse din nou că nu vrea să se culce, tata își trese glasul și îl îndemnă cu toată seriozitatea. Ia arată-ne, Jojo, unde e monstrul ăla mare și rău? Chiar mă credeți că e aici acum? A întrebat Jojo, plin de mirare. Sigur că da! Tata! Exclamă Jojo, lipindu-se strâns de el, bucuros că îl crede pe cuvânt. Uite-l acolo, pe dulap, îl vezi? Da, chiar că-i mare și fioros, încuviințară mama. Și cum spui să facem? Continuă ea. Să-l rugăm frumos să plece? Sau să-l luăm în brațe și să-l pupăm? Sau să ne luptăm cu el? Vai, mama! Pufni Jojo în râs. Cum să-l pupăm? Trebuie să ne luptăm cu el, că altfel nu pleacă! Așa, de aici începe aventura, de aici începe cel mai interesant. Atunci, la luptă! Dădu tata semnalul de atac, înhățând pe dată un polonic. Să punem mâna pe arme și să-l băgăm în sperieți! La luptă! Izbucni Jojo plin de curaj, apucând un dita mai tubul de fixativ. Și se repezira asupra monstrului ca doi războinici neînfricați, amenințându-l, ba că-l bagă la fiert în oala cu ciorbă, ba că-l pulverizează cu spray-ul dacă nu-și ia tâlpășița. Pe loc li se alătură și mama, plină de vitejie. Ia uitați-vă ce scenă haioasă, da? Tata cu un polonic, Jojo cu ce? Cu un tub de fixativ, iar mama are în mână ce? O mătură. Monstrule! Strigă mama, rotind cu gesturi amenințătoare o mătură. Să te ferești din calea mea! Dă-mi-o mie, mama, dă-mi-o mie! Se înflăcără Jojo și apucând voinicește mătura, o aținti spre monstru! Și se luptară ei ce se luptară până când monstrul, încolțit din toate părțile, se dădu bătut și o rupse la fugă. Ce-au făcut ei? S-au luptat cu monstrul! Așa? Hai să vedem ce e mai departe. Mama, tata, ce bine îmi pare că mi-ați sărit în ajutor, spuse Jojo, lăsându-se istovit pe un fotoliu. Dacă nu porneați și voi la atac, monstrul n-ar fi dat bir cu fugiții. Cum așa? Întrebară părinții. A plecat? De tot? Gata, nu mai este niciun monstru? A, nu de tot. S-a ascuns sub canapea ca să se camufleze. Dar în seara asta nu mai iese de acolo. E clar. E mort de frică, a zis Jojo. Așa cred și eu, a zis tata. L-ai speriat zdrovăn și a dat seama că nu se poate măsura cu tine. Mă întreb însă, cât are de gând să stea sub canapea? La un moment dat, tot o să îi se facă foame sau sete, sau o să vrea la baie și o să iasă din ascunziș. Dacă e așa, spuse Jojo curajos,
O să fim pregătiți! Aici familia bucuroasă după luptă și aici monstrul ascuns unde? Sub canapea. Dimineața următoare, la micul dejun, pe când își bea cafeaua, mama exclamă dintr-o dată cuprinsă de mirare. Ia te uită la monstru, cum a scos nasul de sub canapea. Vai, mama, făcu Jojo speriat. Vine după mine? Ai, nici vorbă, a răspuns tata. Îi e frică de tine. S-a dus întins la baie. Cred că are o urgență. Chiar? Crezi tu, tata? A chicotit Jojo. Sigur, a continuat mama. Dar te roagă să nu care cumva să tragi cu urechea sau să te uiți pe gaura cheii. Eu nu fac așa ceva, a spus Jojo, fiindcă sunt bine crescut. Dar de ce se ferește monstrul de mine? Are ceva de ascuns? A întrebat Jojo. Aici familia ia micul dejun, iar monstrulețul nostru s-a dus la baie. Are urgență. Dar să aflați voi acuș detalii despre monstruleț. Atunci mama i-a spus, are un secret teribil, a spus mama pe un ton foarte serios. Ca toți monștrii, poartă scutec. Bancă unul cu gărgărițe. Vai! Monstrul ăsta nu-i chiar așa de înspăimântător la urma urmii. E chiar haios, a zis Jojo. Priviți monstrulețul nostru cu un scutec. Așa. A doua zi, părinții lui Jojo se duseră la cabinetul doctorului Abanos, după cum le fusese înțelegerea și povestiră totul de-a fi rapăr. Doctorul îi ascultă cu zâmbetul pe buze, le dădu câteva cărți despre creșterea copiilor și le spuse: Da, ăsta e secretul pe care îl păzesc toți monștrii cu strășnicie. Sunt ridicoli, poartă scute cu gărgărițe, iar râsul e arma cu care pot fi învinși. În plus, trăiesc cu spaima că, dacă taina asta ar ajunge la urechile celor mici, aceștia nu se vor mai teme niciodată de ei. Dar, vedeți voi, copiii nu pot descoperi acest secret de unii singuri, ci doar ajutați de părinții lor. Așa. Mama și tata în vizită la doctorul Abanos. Cât despre Jojo, de atunci nu i-a mai fost frică de monstru niciodată, pentru că, ghiciți, l-a îmblânzit și a început să îl cunoască mai bine, ba chiar s-a împrietenit cu el. De aceea, seara la culcare, atunci când monstrul ei se făcea frică de tot felul de creaturi, ei râdeau împreună, mult timp râdeau și toate creaturile dispăreau. Iar înainte de a adormi, Jojo îi citea povestea cu motanul încălțat, eroul lui preferat, care e bun, curajos și isteț. Apoi visau împreună colorat toată noaptea. Ați văzut istoria monștrilor! De la început sunt înfricoșători, dacă nu știm secretul lor. Mă bucur că ați fost alături de mine și am descoperit împreună secretul monștrilor și de azi înainte îmi promiteți că nu o să vă mai temeți de monștri? Minunat, pentru că ei sunt la fel buni, trebuie doar să le găsiți cheița. Bine, distribuiți acest video pentru toți părinții și toți copiii să afle care e secretul monștrilor. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine, vă aștept neapărat la o nouă poveste pe canalul nostru de YouTube, Trupa Planeta Clownela. Până atunci vă spun la revedere și un salut! Vă iubesc, vă ador, vă pup! Mua!
Bine v-am găsit și un salut! Vă iubesc, vă ador, vă... Mua! Ați prins? Vă pup! Pe tot și fiecare! Bine ați revenit la Povești cu Clownela! Astăzi, în meniu, avem peștișori! Peștișori plictisiți, peștișorul lui Arthur. Bine, nu mâncăm, doar o poveste pe care o vom asculta împreună. Sunteți pregătiți? Cartea se numește Acesta e un poem care vindecă peștii. O carte tradusă din limba franceză, o carte de la editura Cartea Copiilor și o carte de la librăria Cartego. Haideți, sunteți pregătiți? Haideți împreună să vedem despre ce fel de poem este vorba, cine este peștișorul, cum îl cheamă, cine este Arthur și care este istorioara lor. Mami! Mami! Peștișorul meu o să moară! Vino repede, altfel micul meu, Leon, o să moară de plictiseală! Mama l-a privit pe Arthur. A închis ochii, i-a deschis. Apoi mama a zâmbit. Atunci dăruiește-i repede un poem. Și a plecat la cursul de helicon. Un poem? Dar ce-o fi acela un poem? Se întreba Arthur. Atunci Arthur s-a dus să caute prin bufetul din bucătărie. O fi pe aici vreun poem? Nu, nici urmă de poem pe aici, au răspuns molatic pastele. Arthur a răscolit prin debara. Nu-i be aici nici un boem, a zis mopul care are tot timpul nasul înfundat. Arthur a căutat și pe sub patul părinților. Praful a pufnit în râs. Nici urmă de poem pe aici și nici măcar de papuc sub pat, a răspuns praful. Dar Arthur nu s-a dat bătut. A dat fuga la Lolo, vânzătorul de biciclete, care le știe pe toate și râde mereu și e tot timpul îndrăgostit. Lolo repara un cauciuc și fredona. Lolo i-a răspuns. Un poem, Arthur. Un poem e atunci când iubești. Parcă ai gusta o bucățică de cer. Da? Poate o fi chiar așa, a răspuns Arthur. Arthur s-a dus apoi la doamna Rotunjeanu, brutăreasa. E prietena lui. Tocmai îi vindea o baghetă și 3 cornuri doamnei Ascuțeanu. Un poem? Nu prea știu eu ce e, a răspuns doamna Rotunjeanu, brutăreasa. Dar știu unul. E ca pâinea caldă. Atunci când o mănânci și îți mai rămâne. Da? Poate o fi chiar așa, a răspuns Arthur. Arthur l-a întrebat și pe bătrânul Mahmud, cel venit din deșert, care își udă rododendronii în fiecare zi la ora 9. Un poem e atunci când auzi cum bate inima pietrelor. Da? Păi poate că e chiar așa, a răspuns Arthur. Inima? Inima micului meu, Leon! Repede! A spus Arthur și a dat fuga acasă. Peștișorul plutea încet printre alge. Părea că doarme. Ori poate se gândea la ceva. Arthur s-a dus în altă cameră ca să-l întrebe și pe canarul Aristofan, care nu are deloc minte de găină, ce e acela un poem? Și oare ce-i răspunde acest Aristofan? Un poem e atunci când cuvintele bat din aripi. Un poem e un cântec închis într-o colivie. Da? Poate că e chiar așa, s-a gândit Arthur. A apărut și bunica. Venea împreună cu cățelul ei și aducea 3 borcane de gem. Bunico, bunico, ce e acela un poem? Bunica a rămas o vreme pe gânduri. Când cade pe gânduri, se vede. Surâde și e un pic așa, distrată. Când îți întorci pe dos puloverul vechi,
ai zice că e altul nou. Un poem întoarce cuvintele pe dos și hop, lumea e nouă. A, da? Poate chiar așa, a zis Arthur. Apoi bunica a mai adăugat. Dar ia întreabă-l și pe bunicul. Scrie toată ziua poezii în loc să pună mâna să mai repare ceva prin casă. Arthur a mers la bunicul lui și l-a întrebat: ce-i acela un poem? Bunicul i-a răspuns: un poem? Bunicul a început să-și răsucească mustața și încruntându-și sprâncenele. Un poem e ceva ce fac poeții, a răspuns bunicul, tare filozofic, printre altele. A, da? Poate că e chiar așa. Arthur s-a întors să-și vadă peștișorul. Oare-i mai bate inimioara? Leon dormea adânc, nemișcat, sub o piatră, printre alge. Ce rău îmi pare, dragul meu, Leon, n-am găsit niciun poem. Tot ce știu e că și atenție. Un poem e atunci când iubești și parcă ai înghițit o bucățică de cer. E atunci când mănânci pâine caldă și îți mai rămâne. Un poem e atunci când auzi cum bate inima pietrelor. E un cântec închis într-o colivie. Un poem întoarce cuvintele pe dos și hop, lumea e nouă. Leon a deschis un ochi, apoi și al doilea ochi și i-a spus lui Arthur: atunci și eu sunt un poet. Iar Arthur, privindu-l cu ochii mari, 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 i-a răspuns: a, da? Serios, adică? Să vedem cu ce se termină povestea. Peștișorul a adăugat: iar poemul meu este tăcerea. Și Arthur i-a răspuns: poate că e chiar așa. Iată că am aflat ce înseamnă un poem, am aflat împreună cu Arthur și Arthur, într-un final, i-a dedicat acest poem lui Leon, iar Leon acum nu mai este trist, în schimb i-a spus lui Arthur că și el este un poet, iar poemul lui este tăcerea. Și tăcerea e un poem. Eu nu vreau să tac, eu vreau să fiu cu voi, eu vreau să vă mai citesc povești și poeme și poezii, și ghicitori și pantomime sunt pe canalul Trupa Planeta Clounela, canalul nostru de YouTube. Suntem și pe Facebook, Trupa Planeta Clounela, și pe Instagram, Clounela. Așa că, haideți și voi! Abonare pe YouTube, urmărire pe Instagram și like la pagina noastră de Facebook. Eu sunt acolo și tare îmi este dragă să știu că și voi sunteți alături de mine. Eu vă pup cu mare drag și vă aștept neapărat la o nouă poveste. Povești cu Clounela.